După cum vedeți, viscolul puternic continuă să spulbere zăpada strânsă pe versanți. Am avut probleme în trei zone pe drumul național 6 între Turnul Severin și Orșova. Cantități masive de zăpadă au căzut de pe versanți, s-a blocat circulația totală în ambele sensuri de mers. La capete avem echipaje de poliție rutieră care au oprit autovehiculele din trafic. În cel mai scurt timp o să dăm drumul la circulație. Există vreo restricție de circulație impusă unor anumite categorii de autoturisme? Autoturismele pot circula toate, mai puțin autotrenurile cu o masă maximă peste 7 tone jumate. Nu au fost probleme pentru oameni și mașini, dar au fost surprinse între cele două căderi de zăpadă pe versant. Din cauza avalanșei, circulația pe drumul național 6 a fost oprită în jurul orei 8 dimineața. Acum, după aproape 3 ore de așteptare, șoferii au putut să-și continue drumul. De acum înainte va trebui să fim atenți, o să rămână și pompieri aici la lopată, că situația e destul de delicată, în stânga având calea ferată, zăpata nu o putem degaja niciunde, deci va trebui încărcată în camioane și dusă din această zonă. Așa e ca la noi, ne prinde. Cât a stat? 3 ore. Copii.